În vârstă de doar 24 de ani, Theo Rose este la momentul actual una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, iar weekendul trecut a făcut un mega show în comuna Gogoșu alături de bandul său. Evenimentul anului a fost o reușită a administrației locale, în frunte cu primarul comunei Jean Rogoveanu și alături de administratorul public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu. Ziua a treia și ultima din ciclul celor trei de petrecere și voie bună a strâns mii de persoane la a opta ediție a zilelor comunei Gogoșu. Cei mai în vogă artiști au fost așteptați cu sufletul la gură de cei prezenți. Atmosfera a fost una incendiară, iar printre numele de seamă care au urcat pe scenă se numără formația Triton, Dorian Popa, Luis Gabriel și Theo Rose. Ultima care a urcat pe scenă și cea foarte așteptată de tineret a fost Theo Rose. Vocea, personalitatea și energia artistei s-au îmbinat perfect cu cea a bandului și a ieșit un show de zile mari. Este artista momentului, care ocupă primele locuri în trendingul din România cu piesele ei. Are o voce specială cu care a reușit să cucerească pe toată lumea și care i-a adus un succes formidabil. Theo Rose este una dintre revelațiile din industria muzicii din România, care, deși a pornit de jos și de la o vârstă fragedă, a reușit să se impună pe piață și să colaboreze cu nume mari. Și iată că astăzi este aclamată de fani în toate colțurile țării. Toată munca și efortul primarului Jean Rogoveanu, a consilierilor locali, dar și a administratorului public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu, nu a fost în zadar și asta o spune publicul spectator, care afirmă faptul că zilele comunei Gogoșu a fost evenimentul anului.